În vara anului 2023, telescopul spațial James Webb uimea astronomii și iubitorii de știință din toată lumea cu o fotografie în care apărea un semn uriaș de întrebare. Acum cercetătorii au ajuns la un răspuns. Acum 7 miliarde de ani, apogeul formării stelare în univers era pe sfârșite. Cum ar fi arătat Calea Lactee pe atunci, se întreabă astăzi astronomii. Ei bine, cercetătorii au găsit noi indicii sub forma unui semn uriaș de întrebare. Cunoaștem doar 3 sau 4 cazuri similare de lentilă gravitațională în universul observabil, ceea ce face această descoperire interesantă, pentru că demonstrează capabilitatea lui Webb și sugerează că poate acum vom descoperi chiar mai multe, au explicat astronomii. Deși regiunea cosmică din cazul de față a mai fost studiată cu telescopul spațial Hubble de la NASA, galaxia roșiatică, ce formează un semn uriaș de întrebare, a fost văzută abia cu ajutorul telescopului Webb. Asta pentru că lungimile de undă detectate de Webb erau blocate de praful cosmic, iar instrumentele lui Webb sunt mai avansate și pot străpunge întunecimea spațiului. Astronomii au folosit ambele telescoape pentru a observa roiul galactic, care acționează ca o lupă imensă, pentru că roiul este atât de masiv încât distorsionează spațiul-timp. Astfel, oamenii de știință vor vedea detalii din galaxii mult mai îndepărtate din spatele roiului. Totuși, aceleași efecte gravitaționale care măresc galaxiile produc de asemenea distorsiune, fapt pentru care rezultă o încețoșare a galaxiilor și chiar dublare. Aceste iluzii optice din spațiu sunt numite lentile gravitaționale. Galaxia roșiatică observată cu Webb, alături de o galaxie spirală cu care interacționează și care a fost detectată anterior cu Hubble, sunt ambele mărite și distorsionate într-un mod ciudat, care necesită o aliniere rară între galaxii îndepărtate, lentile și observator. Astronomii numesc asta lentilă gravitațională hiperbolică. Punctul din semnul de întrebare este o galaxie fără vreo legătură cu cele menționate mai sus, care pur și simplu s-a întâmplat să fie la locul potrivit, în spațiu-timp potrivit, din perspectiva noastră de pe Pământ. Telescopul spațial James Webb este cel mai puternic observator științific spațial din lume. Este un program internațional și o colaborare între NASA și partenerii săi, Agenția Spațială Europeană și Agenția Spațială Canadiană.